gloriile spirituale ale unicului Tată Divin. E timpul să încheiem comunicările noastre. Este suficient pentru vremurile pe care le trăiți. În esență, s-a dat explicație multor fenomene și situații în care se găsește creația în stadiul actual. Despre tainele unicului s-ar putea scrie mii de cărți și tot nu se va putea reda seria de fenomene petrecute, secundă de secundă, în jurul vostru, în întreaga sferă creată. În esență, starea de fapt este următoarea. La periferia tot ce s-a făcut de către unicul, din primul moment al creației sale și până în zilele acestea, se află cele mai strălucite duhuri, cele mai glorioase creații. Ele există de o infinitate de veacuri, necuprinse de vreo minte omenească și nici chiar angelică, evoluând într-o durată de timp inimaginabilă, de o veșnicie din eternitate. La rândul lor, nu toate entitățile glorioase au aceeași vechime și deci nici aceleași forțe. Din această cauză am distins trei categorii de glorioși, de duhuri supreme. Unii sunt la periferie, formând zona externă a infinitei sfere, a glorioșilor creatori. Ei sunt vecini cu infinitul întunecat, cu infinitul unde nu se vede nimic, cu infinitul unde se pare că nu mai există nimic. Acestora le vom da numărul 10, ca fiind coroana creației unicului, fără nume sau cu nume sfânt, necunoscut mulțimii. Spre interior urmează a doua sferă, a doua zonă de glorioși, mai mici în grad decât cei din tâi, care îndeplinesc o altă categorie de acțiuni, glorioși desemnați în anumite texte sacre, cu numărul 9. În fine, în interior urmează o a treia sferă concentrică, mărginindu-se sau învecinându-se cu finitul luminos. Infinitatea de duhuri care compun această a treia zonă de strălucite forțe divine execută o altă serie de lucrări, de un ordin și mai scăzut decât primele două. Acestora li s-ar putea pune numărul de ordine 8. Periferia creației unicului cuprinde trei mari categorii de duhuri, cele mai mari, mai sublime, mai puternice forțe spirituale din tot ce există azi. Aceste trei categorii formează prima treime, prima forță, primul triunghi, ce conduce lumile existente și creează pe cele viitoare. A doua treime, a doua mare categorie de duhuri, sunt cei ce formează în bloc sfera divină. Există și aici o infinitate de duhuri creatoare. S-a aplicat și în sfera divină principiul diviziunii muncii și aici există o ierarhie în sânul căreia distingem trei mari trepte. Cei de la centrul sferei divine, denumiți în bloc capul divin sau tătarul, cei din jurul lor au constituit ceea ce am numit pectoralul, în fine, cei din afara lor, cei ce la un loc au constituit a treia parte a sferei laborator și căreia i-am dat numele de mamar sau abdomen. Pe când în treimea glorioșilor periferici cei superiori erau în afară, în a doua treime de duhuri creatoare, cei superiori sunt la centrul sferei creatoare, iar cei mai mici în grad sunt la periferie, fiind așezați invers decât în sfera primei treimi. Dacă am pune numărul de ordine ierarhic și aici, am da nota 7 celor din cap, 6 celor din pectoral și 5 celor din mamar. În numărul sau nota ierarhică 5 nu intră decât cele două prime categorii de duhuri mamare, adică cei ce se desperfectau sau făceau imperfecte spiritele copii și cei ce le dezvoltau puterea de a fi supuși și înțelegători a ceea ce vor auzi și vedea în lumile create. Următoarele trei trepte de duhuri fii de Dumnezeu sau creatori ai sferei laborator constituie a treia treime de strălucite duhuri divine.
ele vor fi notate cu numerele 4, 3 și 2. În fine, în categoria numărul 1 sunt cele ce creează nebuloasele. Așadar, există 3 treimi care fac 9 ranguri de forțe creatoare, iar a 10-a, cea mai de jos, lucrează la concentrarea materiei prime pentru a forma din ea începutul noilor lumi materiale. Prima treime este sfera glorioșilor, sfera gândirii celei mai sublime, sfera bătrânilor tați spirituali. Sfera centrală este lumea fiilor de Dumnezeu, sfera creațiilor fluidice și a duhurilor. În fine, cele patru universuri constituie lumea creațiilor materiale, a sorilor, cometelor, planetelor, etc. Lumea sfintelor duhuri. În lumea aceasta nu locuiește niciun fiu de Dumnezeu. Conducătorii sorilor și planetelor fiind toți sfinte duhuri cu grade diferite după vechimea lor. Dacă în decursul acestor comunicări guvernatorii solari au fost denumiți fii de Dumnezeu, am făcut-o pentru a întrevedea gradul lor superior față de guvernatorii planetari, care, în definitiv, toți sfinte duhuri sunt, dar pe o treaptă evolutivă inferioară.